harmful. Pentru unul din copii am avut un dosar pe care pot respecti 2012 și am depus anul trecut altul, cam trei care pot au. Da, dar nu mă nu. Ce? Da, și voi să ne spun eu punctul de vedere. Deci noi avem acum un lucru. Deci cele sunt foarte multe, doamne. 600, 500 și ceva. Noi avem de identificat niște terenuri care nu au fost construite și nu au fost așa. O să facem un tabel de priorități și cu legea 15 scampările că dăm prima zi prea în terenul. Adică nu putem să vă promite că vă dăm ceea ce nu avem. Poate v-a fost promis înainte. Doamne. Eu, ca social, sunt 5 copii care stau... Am înțeles. Stau și închirie, oamenii împreună. Deci chiar nu avem. Noi de la statul român am primit și situație de se am plătit plări până la sânge. Dacă deci îmi permiteți, am putea să analizăm domnul președinte de comisie. Probabil că în două săptămâni, dacă sunteți de acord, eu nu intervin aici, doar punctual vă spun ca informație. O să primim CF-urile pe zona Ciolta. Avem 3-4 familii cu case parțiale edificate, nu știu ce, în Baltea, că ați fost cu mine. Da. La un caz mai special așa, din 8 CF-uri sau 7 câte ori ieși acolo, cu număr de CF-uri cu tot, cu ridicări, tot ce avem acolo, vă gândiți, am putea, dacă acceptă zona aia, că în altă parte nu este, să le dăm acolo un loc la legea 15, pentru unul dintre copii, chiar este un caz special și îl cunosc, nu sunt foarte multe, dar... Iar... Deci aveți putere să acum, clar, mingea rămâne în zona, în masa comisiei. De ce? Fiindcă avem criterii pe care noastră trebuie să le respectați. Dă prioritate, dă tot ce înseamnă asta. Și atunci a analizat dosarul, văzut... Atunci copiii au prioritate. Da. Și este un caz social, sunt de acord cu dumneavoastră, dar trebuie neapărat să respectați acele criterii pe care tu dumneavoastră le-ați stabilit în numele ca individ, noastră ca entitate, Consiliul Local, într-o ședință anterioară. Deci punctajul de pe legea 15 este cel stabilit prin hotărârea Consiliului Local. Deci, nu putem să facem rabat de la aceste criterii și să dăm, să favorizăm pe cineva, indiferent care 5 copii sau 10 copii. Și dar, domnul secretar, dar eu spuneam altceva. Adică a fost făcut un punctaj, că s-a ținut cont, că nu s-a ținut cont de el, că l-au luat cine a luat și doamna n-a luat. Probabil că ea era cap de listă. Mă zic și eu. De aia spun că trebuie să analizăm, să vedem terenurile care au fost date acum 4-5 ani, nu s-au construit pe ele. Clar, le luăm înapoi, nu avem ce discutăm, că conform contractului asta așa era. Identificăm într-o lună de zile și sper să ne demarăm cu treaba asta, mă trecut și sărbătorile, să ne apucăm de treaba. Și probabil că o să fiți acolo, cap de listă. N-am spus că... De asemenea, vă duc la cunoștință prevederea legală prin legea 15, acest dosar trebuie anual reactualizat. Degeaba trebuie să cere din 2008 sau în 2014. Da. Trebuie să depun an de an, dacă vreți, să mai fiți în lista celor eligibili. Bun! Știți, eu dacă tot așa, an de an, de an pus, da, de 10 ani puteți să tot depune. Până când este să plece, când se duce pe amă de primar, asta, vedeți-vă, am fost pe lista de priorități în oraș până am depășit vârsta, apoi m-au dat la o parte. Nu, dar stați am stat în chirie cu copiii, m-am mutat la sat, din nou mi s-a promis că au copiii dreptul, am depus dosar, și am fost târâtă până că acum vin și mă lovesc exact aceeași problemă. Nu vă lovesc aceeași problemă. Dar credeți-mă că am ajuns cu mi-am spus ascultați-mă. Credeți-mă că fiecare zi mi-e frică de copii să nu se înturme. Când am cum, la salariile din România, chiar nu permiți o gazdă. Și să știți ce să pierzi. Dar nu poți să construiți această casă. Prin bancă. Intru și eu în bancă. Pentru că ori da bani la chiriaș. Ascultați-mă, cum se intrați în terenul, nu va fi profesată
Nu, Haideți să ne gândim la modul cel mai corect. Vă spun de ce. Dacă ascultăm ce spune domnul secretar, și așa este legal, atâta timp cât se vor lua dosarele la mână, probabil că din alea 500 și ceva o să rămână 200 și ceva. De 2006 eu sunt convins că 50% dintre oameni și-au luat bare, chirie, bare, teren și atunci nu la vârstă, pentru că el dacă depus la 35 de ani rămâne dosarul. Dar în același timp trebuie să analizăm și faptul că că mai sunt 200-250 de cere dacă se iau la mână. Restul nu mai sunt viabile, 100%. Au plecat și au cumpărat. Eu știu, dar în același timp, atâta timp cât este vorba de prioritate, de cazuri sociale, da? Eu zic că se pot găsi soluții, că nu sunt foarte multe. O fi vreo 10-15 la noi în zonă. Și... Haideți să vă spate cum o zis și vrem impulsul lucrul ăsta. Doamna trebuie să vină la Comisia de Urbanism să-și depună. Am făcut cerere, am primit situațiile, trebuie să luăm măsuri. Probabil o să ne împotrivim pe tine să mergi să anunți oamenii ca să le luăm terenurile care nu au construit. Și nu contează, noi ne asumăm chestia ce face. Să ajutăm oamenii ăștia care chiar au nevoie și vor să asta vă spuneam, doamnă. Deci aveți toată deschiderea din partea noastră. Să avem cuplică de aia. Asta discutați cu David Depus, dar deci la domnul secretar și cu cererile depuse în anii anteriori. Domnul Ivan, când da. O să aveți următoarea comisie de urbanism? Când este nevoie. Spuneți atunci să revină doamna cu cerere. Să revină cu cerere pentru asta și cu legea 15, domnul primar, și acum, dacă tot am început discuția, problema asta trebuie să lămurim. Păi nu avem nevoie toată ziua să ne vină cere cu legea 15 și nu avem terenul. Noi nu avem terenul, doamnă. Probabil, zice domnul primar, din 600 mai rămâne 200 și poate noi avem 50 de terenuri. Eu zic că nu sunt 50. Dar am zis maxim. Poate avem și atunci facem o listă de priorități. Probabil, dumneavoastră cu 5 copii, aveți mai mult și posibilitatea de a face casă, mai mult ca el cu 2 copii. Sunt aici în fiecare zi, vin oameni care trebuie drept. Eu știu că v-am fost promis că aveți drept. Dar și noi, legea asta spune că primăriile pot să dea dacă au. Ei au promis că au și n-au avut. Sunt niște criterii de departajare. Doriți să vă spune că vă dăm, veniți să vedeți care nu mai știu. De acolo noi repartizăm către Consiliu, către Comisie. Așa, nu trebuie neapărat. Domnul Tramugan, porțiunea de acest acasă,
Într-adevăr, am verificat un plan de situație și un extras de carte funciară. Se încadrează în prevederile articolului 15, litera E, cu mențiunea că noi niciodată nu o să putem să facem o închiriere directă. Deci, partea de domeniul public la care se și referă, se poate concesiona în mod direct. Nu se poate închiria. Deci, domeniul public nu se închiriază, se concesionează și atât. Și să dăm folosință gratuită pentru instituții publice, pentru stații de pompare de apă, de canalizare, chestii de utilitate publică. Aia e altă discuție, nu e altă aici. Deci se încadrează în prevederi, am discutat și cu Comisia de Urbanism, trebuie să modificăm hotărârea respectivă, în sensul să menționăm faptul că se completează prin introducerea sintagmei concesionare în loc de închiriere și de asemenea se stabilește redevența. Să pună la muncă de pentru? Toată lumea. Punctul 14. Proiectul de hotărâre privind aprobarea includerii în anexa numărul 5 bunuri de proprietate publică a unui număr de 5 branșamente de apă. Către Comisia de Urbanism, susemnată Ainache Floare, referent superior de specialitate al Comunei Sinaiul Român, analizând adresa numărul 743 din 1-2-2017, privind includerea listei de mijloace fixe de natura domeniului public, reprezentând branșamente de apă egenitate prin contribuția a cetățenilor, propun adoptarea acestora prin hotărârea Consiliului de Local. Acotinul ne-a furnizat această adresă, au obligația de a face acest lucru, având sistem de canalizare. Fiecare branșament de apă nu este proprietatea omului de la casa respectivă, deși dumneavoastră a plătit, ci sunt bunuri publice, sunt domeniul public. Am primit adresa cu un număr de 5 branșamente de apă, fiecare are valoare, unul de 250, altul 300 de lei, 350, 350, 330 de lei. Diferența de preț rezultă din lungimea coroanei de la domeniul public până la ceasul de la intrarea pe proprietatea privată. Avem aici procesele verbale la terminarea lucrărilor, ne-am discutat la fel cu membrii Comisiei de Urbanism și s-a propus aprobarea acestor hotărâri, adoptare. Domnul președinte, da, să pună la vot. Cine-i pentru? 10. 14. Bun. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind reanalizarea hotărârii numărul 34/2016. Atât hotărârea 34, cât și hotărârea 35, care a fost adoptată de dumneavoastră în ședința din 29/11/2016, nu respectă toate condițiile de aprobare a unui bun. În sensul că de fiecare dată când se solicită o hotărâre pentru aprobarea unui CUS, acesta trebuie să aibă documentație completă, atât din punct de vedere urbanistic, topografic, deci al proiectării, cât și din punct de vedere al avizelor. Consiliul Județean Timiș a transmis o adresă prin care i-a adus la cunoștință, de fapt, dezvoltatorului, faptul că are nevoie de un aviz de la CDT Electrica, Transelectrica, pe care dumnealui nu l-a prezentat. Mai mult decât atât, avizul de ANIP și avizul de Telecom, precum și cel de Enel, sunt expirate. Am înțeles că este un curs vechi, s-a tot prelungit autorizația de construire din 2009, așa.
ca variantă pe care am discutat-o pentru ambele proiecte de hotărâre, a fost să inserăm în hotărârea respectivă un nou articol, să completăm un nou articol, prin care să condiționăm eliberarea autorizației și a tot ce înseamnă acel curs de aducerea acestor avize în termenul legal. Mai mult decât atât, cum v-a explicat și a citit și colegul, există o ordonanță de urgență 100 pe 2016, care a intrat în vigoare de la 1.1.2017, cu privire la modificarea atât a legii urbanismului, nu, și a cele 17... Liniște, domnule! Auziți? În această ordonanță sunt prevăzute foarte multe sancțiuni cu privire la faptul în cazul în care nu respectăm mai multe condiții. Una dintre aceste condiții este ca la emitere fiecărui cereri de urbanism, certificat, autorizație de construcție, așa cum legea arată de altfel, legea 7, că nu există un termen de valabilitate în cereri de informare, ordonanța 100 ne spune că acest CF-ul trebuie să-l avem actualizat la zi, prin sintagma aceasta. Eu înțeleg că poate să vină prin CF-ul mai vechi, cu mențiunea să vină și cu declarație pe proprie răspundere că datele din extrasul respectiv funciară sunt valabile și nu au fost modificate, sau un extras de carte funciară în termen de 30 de zile, așa cum avem stipulat în regulamentul nostru propriu de urbanism care a fost adoptat din anul. Deci nu există ceva. Legea nu prevede termen de valabilitate pentru un extras de carte funciară de informare decât pentru un extras de autentificare, care este în termen de 5 zile sau 10 zile, depinde dacă este pentru scriere sau pentru radiere. Termenul început de informare este valabil, adică nu are un termen de valabilitate, dar trebuie să fie actualizat la zi. Adică, dumneavoastră puteți vedea cu CFO din 2009, mențiunea să dați o prezentată de carte pe răspundere, că asta data de când am prezentat acest extras de carte muncear, nu s-a schimbat nimic. Da? Bun. Pentru asta, la articolul 2, să menționăm neapărat și acest aspect. Deci noi, prin hotărârea de Consiliul de atunci, am greșit prin faptul că nu am verificat dosarul dânsului în care la erau expirate. Mai multe avize au fost expirate. Ca să evităm pe viitor chestiile astea, cine trebuie să se ocupe de verificarea dosarului? Comisia va ajuta un secretar. Să nu repetăm un greșeală asta pe viitor? Domnul Silvin, fiți convins că eu nu o să avizez de legalitate, ceva care nu este legal sau care nu... Domnul secretar, și noi atunci am fost convins că dosarul a fost complet. Păi, dar am fost cu... Doamna Lina nu se... Domnul secretar, nu eram de urmă, dar ați adoptat aceste hotărâri. Da, nicio problemă. Să punem la vot, domnilor. Cine pentru? Nu, dar sunt 15 care a venit și Adrian. Adrian, Vasile. Năstase. Place că viceprimarul stau aproape de domnul. Așa că, da. Punctul numărul 14. Asta nu a venit. Noi doar privind aprobarea incluzii de anexa 5. Domnule, vă rog frumos. Sunt foarte serios, domnul președinte, tot timpul. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind analizarea autorizării numărul 41 pe 2016.
așa cum a scris și instituția prefectului, nici eu nu am găsit. Este o hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere directă a unei suprafețe de 50 de metri pătrați de teren în localitatea Smiheu Român, în vederea deschiderii unui punct de lucru cu destinația BO matriculării auto. Vă supunem atenție faptul că hotărârea nu are temei juridic, de altă în preambul sunt invocate doar prevederile din legea 215 privind adoptarea hotărârilor. Nu se precizează perioada, chiria, situația juridică a terenului respect. Instituția prefectului, în mod elegant, ne arată faptul că, în consecință, vă solicităm să ne comunicați prevederile legale pe care considerați că se întemeiază această hotărâre privind închirierea directă. În lipsa acestora, solicitându-vă reanalizarea hotărârii Consiliului Local în sensul revocării. Problema intervine din două puncte de vedere. Prima este că acum, înainte de a intra în ședință, colega Nina Buici mi-a adus extrasul de carte funciară, iar domnul, adică societatea asta, Frau Claus Nicu, birou de matriculări. Da. Sau... Este altceva. Ideea, nu a produs efecte juridice, putem să o revocăm. A produs efecte juridice, nu mai putem să revocăm, ci doar să suspendăm producerea de efecte în continuare. 1. 2. Temei legal nu există. Vreodată să dăm din domeniul public, v-am spus, să închiriem. Putem să concesionăm, dar, din nou, în situația asta nu direct, doar teren la teren, ca să-i delocuit. Deci noi nu putem să, dacă vrea cineva să dezvolte activitatea economică... Ba da, se poate concesiona prin licitație publică. A, prin licitație. Și noi am atribuit direct. Da. Și nu este legal. Ok, am înțeles. Nu e legală Se poate concesiunea prin licitație publică. Adică nu putem să îngrădim doar concesiunea. Închirierea nu este exclusă, nu există prevedere legală de închiriere a domeniului public. Domeniul public ori se concesionează, deci doar domeniul privat se poate închiria. Domeniul public ori se concesionează, ori se dă în folosință, dar numai pentru cauză de utilitate publică. Noi trebuia să facem diferența între domeniul public și domeniul privat. Privat ale comunei. Este o diferență în lege. Chiar dacă ele sunt statul român sau comuna Smiheu Român, toate. Noi avem comuna Smiheu Român, domeniul public și domeniul privat. Da, da. Domeniul public îl concesionăm doar prin licitație publică. Am înțeles. Nu s-a știut, n-ați știut cine ce-a revocat. Uitați un pic, să revocare și ulterior, dacă domnul Stăriu și dorește să, puteți. Domnul cauză a fost anunțat? Da. O să-i comunic hotărârea dacă se adună. După ce stabiliți ceva, tot ce se face. Deci am zis cine pentru revocare, s-a votat, nu? S-a votat, nu? Stai să votăm cine pentru revocare? Ce se face? Nu putem. Dacă îi revoci hotărârea, nici nu mai poți să dacă nu e legală atribuirea. Și părerea mea este că... Haideți să vă explic care este principiul pe care se întemeiază aceste norme. Nu putem face discriminare. Dacă cineva vrea să are tot dreptul să participe la o licitație, face rol și poate oferă mai mult. Și acela câștigă. Dacă nu e legal, pot să atribui preferențial cineva. Acest lucru. V-am spus că este articolul 15 litera E, care prevede că este teren domeniul public, aferent casei de locuit. Și aia în anumite condiții. Nu are investiția mare, că nu are investit nimic, nu are canale, nu are toalete, nu are nimic. Nu trebuie să privim așa problema. Omul și-a creat un vad comercial, probabil aici are dosare luate, că nu chiar așa simplu. Adică omul a mers cu dosarul... Cine se abține, cine e potrivă, cine e pentru revocare? Supuneți la vot, domnul președinte. Pentru abține. Cine e pentru? Supuneți la vot. A fost supus odată la vot. Cred că s-a votat. S-au votat față de măsură, s-au abținut, domnul secretar. Dar cum să te abține? N-ai cum să votezi. Hai, nu, eu vă spun că s-au abținut în sensul ăsta. N-au votat pentru. Nu i-ați... Cine e pentru? Din nou. A citit cine este abținut. Cine e pentru?
Toată lumea pentru, da? Raport pe față. Da, și cine